Panglica a fost tăiată la ora 12:30 de directorul Spitalului Grigore Stănescu și primarul Călin Andrei. La acest eveniment au participat secretarul de stat în Ministerul Sănătății Adrian Străinu Cercel, medici, rectori universitari, președintele Consiliului Județean Argeș Constantin Nicolescu, managerul centrului Elim Adrian Dumbravă, consilier local, directorul Spitalului Grigore Stănescu, asistenți, primarul Călin Andrei și viceprimarul Liviu Țăroiu. Managerul centrului medical Elim i-a invitat pe toți participanți să ia cuvântul. Sunt o persoană care de bine de rău mai conduc și Institutul Matei Balj și acolo avem un astfel de device și aș vrea să spun că probabil domnul director s-a gândit să nu fie prea mult pentru că se gândea la bugetul spitalului. Eu îi spun să fie cât de mulți, adică atâția câți au nevoie să aibă acces la investigații, este cu totul altceva. Deja pofta vine mâncând. Ați făcut aici un lucru nemaipomenit, urmează remeneu, făcând remeneu. Deja trebuie să avem o promisiune. Este foarte important, pentru că deja când spui computer tomograf, te gândești la ceva nemaipomenit. Nu, intră în standardul de îngrijire. Atenție, standard de îngrijire. Deci s-a făcut un pas fantastic în standard de îngrijire. Altfel spus, veți avea posibilitatea să puneți diagnostice pe care nu le puneați până acum și pentru care trimiteați bolnavii în altă parte. Deja va trebui să vă regândiți modul în care primiți pacientul și trasabilitatea pacientului. Schimbă cu totul optica în medicină. Eu nu pot decât să vă felicit și să vă doresc succes în continuare. Acest eveniment la Spitalul Municipal punctează, de fapt, o îmbunătățire a unei situații care dumneavoastră deja ați luat cunoștință din informațiile care v-au fost date până în prezent. Personal apreciez în mod deosebit acest parteneriat. Părerea mea este că soluția de viitor nu este decât parteneria public-privat pentru un progres mai rapid, dar și pentru o implicare comună în ceea ce înseamnă multe activități care sunt necesare pentru serviciile civilizate de care au nevoie cetățenii noștri. Etapele care au fost parcurse n-au fost ușoare în prima, n-au fost ușoare inițial, ulterior. Lumea a înțeles ceea ce înseamnă deschiderea acestui centru la Câmpul Lung. În afară de aspectul medical pentru Spitalul Municipal Câmpul Lung, mai există și un aspect financiar. Spitalul Municipal Câmpul Lung va beneficia în urma acestui parteneriat de aproximativ 140 de milioane de lei pe lună prin închirierea acestui spațiu. Costurile de amenajare, costurile de procurare, costurile de montare aparțin în totalitate centrului medical Elim. Programul centrului medical este de luni până vineri de la ora 7:30 la ora 18, iar echipa medicală este formată din doctor Adriana Ivan, medic specialist radiologie, doctor Cristina Ghica, medic primar radiologie și asistent Elena Oancea.